se poate să nu-ți aduci aminte. Deci tu ai plecat după profesorul de broaște țestoase. Broaște? După Cornel, profesor. Ai plecat în Galapagos, mi-ai lăsat o scrisoare acasă. Când am venit, nu te-am mai găsit. Era scrisoarea pe masă, am citit-o. Mai ales că mi-ai spus că vrei să refaci drumul pe care l-a parcurs nu știu care ca să ajungă la America. Ori ai suferit foarte mult, ori e total nebun. Nu mă crede tâmpit. Tot ce spun eu este adevărat. Încearcă să-ți aduci aminte, te rog. Îți amintești? Parcă... Parcă... Zi! Nimic. Ileana. Pe tine te cheamă Ileana. Tu ești soția mea, înțelegi? Soția? Da, e soția mea. Te duc la grupă. Hai să-i cunoști și pe ceilalți. Na, stai. Acum încep să înțeleg. Ce? Acum înțeleg. Deci înțelegi, da? Da, când înțeleg. Ai venit cu florile astea să mă vrăjești ca să expulzi cu mine. Ileana, nu este adevărat. Ileana, am să te duc la grot, ai să cunoști și pe ceilalți. Ei știu cine ești tu. Îți vor povesti, îți vor aduce aminte. Știu că ai avut o... Ai avut o idee extraordinară cu pluta asta. Da, și am să o termin și am să plec de aici. Da, dar nu știi dacă plutește. Vreau să o testez. Hai să mergem împreună până la epavă. Te rog! Guriță? Vorba mea, ești condamnat la spânzurătoare. Bravo! Și pentru că tentativa de omor. Bravo! Și lipsire de libertate. Așa e, bravo! Și pentru că mi-ai aruncat din balon și pentru că mi-ai distrus rochia. Ia de aici. Și pentru sclavie. Aha. Pentru că am muncit mult pentru Ileana. Bravo! Sau monstru, n-ai sechestrat în balon și n-ai și gazat. Aha! Ce are v-a să zică? Umbri cu arme atomice. Ești mort, bă! O să mor, bă! Uite cum arată! Cum părul arată? Meu! Părul ei! N-a fost la... Și acum simt ciotona de atunci care mi l-ai băgat în... Nu vorbesc decât în prezența unui avocat. Am dreptul la un telefon. Dar nu vrei matale un borcan? Sau mai bine un spiritism cum făcea bătrânul de le lua banii la fraiere? Ce borcan? Ce? Îl iau pe cerveni avocat? Luminița, te rog foarte mult, ia un pix și o bucată de ceva și scrie, grefieră, să scriem exact ce merită ăsta. Pune pe Vicky să scrie, de ce nu? Vicky ar scrie, dar într-o pauză și nu mai știe o perioadă. Papa, apropo, nu putem să mâncăm niște șaorme și noi de mie mi-e poftă de șaormă. Șaormă, bine, bine. 10 bucăți. Șaormă. Da, șaormă, hai. Trebuie să propunem un avocat din oficiu pentru el, așa e legea. Ca și noi aveam la pușcărie, pardon. Un avocat. Da, din oficiu. Din oficiu. Da. Sociu, avocat. Nu. Sociu nu, n-are nici studii și minte de crapă calul. Onorată instanță, onorați public, dragi prieteni, nici eu nu vreau astăzi să fiu avocatul lui. De ce? Pentru că este un tiran, este un asupritor, un pericol social, un râmaru al societății noastre, un Bin Laden, un... Un hui, tu vorbești, bă! Gata, tu vorbești! Ai uitat când ai... Stai și gură! Ileana! Ileana! Și pleacă plut! Ileana, unde ești? Și dubitul că am fost eu să o trimit să ducă înapoi. Ileana! Păi, Ileana! Ce m-ai speriat, bă, ca să fiu în coace? Ce ai adus-o? Wow! Mamă!
Credeam că te-am mâncat rechinul. Rechin? Încerce numai. Ia dăm și magul, am găsit o ușă la epavă care nu se deschide, hai. Hai, repede. Ești minunată, Ilan. Extraordină. Ce curajoasă, Ilara, dacă ar ști măcar cum o cheamă. Wow. Vin. Mamă. Ce ești? Ce-s? Wow. O comoară. O comoară. Să nu vadă Ilana. Hai! Stai un pic, stai așa. Ce-ai mai găsit acolo? E colală! Aoleu! Asta mai grea! Ilana, ce bază am! Ușor! Ia mâna de acolo! Ce faci, bine vine? O guriță, uite, am găsit aici! Ce mai fi, bână? Stai! Dă-și mie! Nu pot să o desfac! Ăsta o fi soțul meu? Ia să vedem! Săracă! Nu mai ține minte nimic! Ce s-o fi întâmplat cu ea? Lasă! Hai să vedem ce e la... Hai să vedem! Când îți spun, uite, neam dă un flas de care ești tu de neam, n-am văzut așa ceva, ascultă la mine ce spun eu. Scorbura asta. Scorbura asta? Scorbura asta să intri tu cu neamul tău, mai bine mănânci scoarță cu șaorma, de scoarță sau iarbă. Bă, ascultă la mine, nici în dosarele X-Files n-ai văzut așa ceva, bă. Mai tare ca Mulder și Scully. Mai tare, hai că nu intru. No. Intră, mă, că îți spun, au fratule. Luminița, dictez. 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 Eu, viitor președinte de stat sau de insulă? Eu, viitor președinte de stat sau de insulă? Guriță, vorba mea, ești condamnat? Guriță, vorba mea, ești condamnat? Nu, asta este vorba mea, separată. Asta e vorba mea care o spun de 1000 de ori. Guriță, vorba mea, nu scrii pasta. Nu scriu pasta. Vreau să vă spun câteva vorbe. Scuze-mă, poate... Sine, continuă tu, mă, actul acuzării. Te rog, da. Scuze-mă. Luminița, te rog, scrie. Luminița, te rog, scrie. Deci? Că de-aia îți spun, tată, dacă pot să spun, tată. Știi că căsătoria trebuie totuși legalizată. Vicky, scoate ea, să-l omorâm pe criminalul ăsta! Așa, da? Nesimțitule, una zi și alta faci? Eu mă retrag din partid! Mă scuzați. Și plec la colibă! Romica, da, Romica, fă ceva! Romica, fă ceva! Asta se scrie în alt partid și pe mine mă suspendă! Romica, e nebună la capă! Face turism electoral nebună! Asta mă duc după... Ajută-mă! 3-2-2! 3-2-2! Suspendă! 3-2-2! 3-2-2! 3-2-2! 3-2-2! Mă! Mă, stai cu mică, mă! Mă! Mă, să lati și ceva în auzi, să lati și... Ia mâna de acolo! Ia mâna și îți spun! Look, I'm your father! Măi, nu, stop! Dă-mi coace aia să-ți arăt ceva! Dă-mi coace, am spus! Iată, vezi butonul ăsta? Care? Apăs pe butonul ăsta și în globul ăsta vedem tot, absolut tot ce se întâmplă în insulă. Fii atent acum, că apăs pe buton. Vicky! Ia să vedem, mă, ce fac ăștia! Curaj de la hatul ăsta de insulă unde nu să faci nici măcar o baie, da? Vicky, ce mai contează acum o baie când atâția oameni au nevoie de noi? A? Crezi tu lucrul ăsta?
Nu înțelegi niciodată imperativele vremii. Nu știu ce e cu tine, pe cuvânt. Să te cu luminita astea, spun tu? Oh, aveam nevoie de conjunctura asta pentru noi. Uite, de exemplu, Petre te vrea operatoare în filmul lui pentru... Pară... Eu nu operez pe nimeni, da? Pe cine să operez? Tu pe cine să operez? Pe cine să operez? Stai jos! Nu operez nimica! De fapt, lucrurile stau cu totul altfel aici. Să spun de ce. Pentru că el vrea să filmez. Pentru că știe că tu filmezi foarte bine. Pentru că acest film va reprezenta insula, insula noastră, unde vom fi numai noi cu copiii noștri. Noi cu copiii noștri, pe o insulă liberă, unde nu vor fi mogoli, oligarhi, corupție. Doar noi și copiii noștri? Doar noi și copiii noștri. Eu zic să începem de acum. Eu vreau doi copii. Un băieț și o fetiță. Iar eu vreau doi copii. Patru. Să facem oricât. Cercel. Cercelul mea că tu cercel. Ce cercel? Cercelul mea că tu cercel. Ce cercel? Cercelul tău, ce cercel? Unde e? Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Papa, am ajuns aici unde scrie că Tribunalul Popular îl condamnă pe inculpatul Tăcutu la... La ce îl condamnă, papa? La ce vrei tu îl condamnă? La ce vrei tu îl condamnă? Și lasă-mă că acum am probleme. Eu mă gândesc. Mă gândesc pentru că mă gândesc la o strategie politică. Îți dau mâna luminiței. Luminița? Suntem înconjurați de foarte mult fraieri ca să-i putem corumpe pe toți. Aha. Așa că pe tine te fac șeful informațiilor. Să te descurci, să faci ce vrei, să știi ce fac, să gândești la ceea ce faci, să nu te vadă nimeni, să nu te audă nimeni, să fii tu. Uite, aici este vastul nostru apartament. Palade bună. Bună, vino cu să stăm. Opa, opa, opa. Da. Palade, dacă ai venit pentru să discutăm, sau mai bine zis, să dezbatem probleme politice, pentru tine am eu o propunere pe care cred că nu poți să mă refuzi. Bătrânul Petre Pan, tot cu gândul la afaceri. Am o propunere foarte bună, că tu nu poți să o refuzi. Eu zic să ne bucurăm de clipa revedere. Luminița, dă-i te rog, maestru Petre. Luminița, suflet de fată ce ești. Auzi, dar spune și mie, ce-i cu Tăcutul legat acolo? Palade e legat pentru că a căzut din balon și doarme pe picioarele. Ce l-a legat să când sfoare să nu cadă. La moarte prin împușcare, papa, am scris bine. Bravo. Foarte bine. Același miros de cadavre Petre Pan la și în urmă. Domnul Palade, dânsa de lângă dumneata este o infractoare. Așa e. Infractoare. Da. Stai cu tine. Precis. Te-ai prietenit cu ea așa, barabara. Sunteți barabara. Domn Petre, pot să spun chiar o infractoare criminală, pentru că a torturat și a sechestrat nenumărate persoane. La moarte cu criminala! Așa mai e! Nu mai peste cadavrul meu! Te pot aranja! Cine? Da. Ia-o! Smotocești-o! Ileana! Ileana! Doamne! Dar ce se întâmplă, mă, fraților? E Doina Merinte cu noi pe insulă, că a trecut într-o viteză, mi-a fluturat un sfert de oră pe rulul vechi. Bă, dacă apăs eu pe butonul ăsta... Eroare! Ai zis ceva? Nu, no, cred că trebuie să apăs pe ăsta la... Dacă vrei să porniți mașina timpului, apăsați butonul verde. Verde? Care e verde, mă? Ăsta gri? Nu, nu, domnul, pă. Ești prost, ăla mi-e verde. Da. Ce nu? Bă, ce ai apăsat, mă? Pe butonul verde. A fost de unde ești? A fost!
Să știți că... Ia, nu mai te juca cu părul ăla. Să știți că Vicky deja a venit lângă noi. Suntem o forță. Acum cu Vicky vom câștiga detașat. Bravo! Bravo! Mi-a promis că îmi dă tricouri mulate dacă mă scriu în partid. Și-a promis? Vă rog frumos, luptăm pentru aceeași cauză. Te rog, fă cu mâna la electorat cum te-am învățat. Bravo, te felicit! Te felicit că vorba aia, prieten drag, ne cunoaștem de o viață. Așa e! Te propun șeful electoratului. Cumpărării electorale, și să le scutem pe el după insulă. Să-mi apară și după insulă. Vă rog că poate că e prea... Păi, de ce n-aveți motiv? Te-ai împrietenit cu tâlharii și ești îndrătat tâlhar. Da, afară cu tâlharii. Să votăm, că poate e democratic. Toată lumea să vă... Mâinile sus, toată lumea! Care e pentru toate mâinile? Ridică-l și tu. Ridică mâna și tu. Și tu, Brutus. Bravo. Ce bravo? Mă scuzați. Ce bravo, mă, ce bravo. Am și o vârstă. Viitorul meu. Copiii. Poate fac copii. Dar de ce să mănânce? Stă, mamă. Deci m-ai părăsit. Eu te-am părăsit pe tine. Eu, care am fost tot timpul împreună cu tine. Eu. Nu ți-e mă rușine. Mă, când mi-a prins învățătorul în clasa a doua că fumam în WC-ul, eram alături de tine? Eram. Când ne-a prins bărbatul profesoarei de engleză la el acasă și ne-a aruncat de la patru, eram împreună cu tine? Eram. Când am zgâriat mașina și poliția te-a alergat și te-a bătut și ne-a bătut, eram împreună cu tine? Când am pierdut la pariuri banii, eram împreună cu tine? Când am căzut din balon, eram împreună cu tine? Nu vezi, mă, că-mi purs ghinion? Ratatule! Poftim! N-a respect! Bravo! De ce? Papa, mi-e poftă rău de șaurma, nu mai vine aia cu șaurma odată, mi-e poftă! Cum să vină? Ce-așa! Îmi pare rău, nu pot să mă duc, pentru că sunt șef de campanie. Ilana! 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 Era Robin Hood și Lonceluta! Lonceluta a vrut să-mi taie gâtul, mă! Mai am cap, mai am gât! Știi ceva? Asta e mașina timpului! Bă, ce deștept e! Ce descoperire ai făcut, mă! Ce să spun mașina timpului, bă! Mai bine hai să mergem, că ne așteaptă Petre cu șaormele alea și o să ne ziniseze! De unde, mă, să luăm șaorma aici? Fii atent! Luăm mașina timpului, luăm o șaorma adevărată, luăm 80 de mici pentru noi, e? Ce zici? Bine. Stai un pic. Eu zic să te duci tu, că ești mai lăbuz. Da? Hai, urcă-te acolo, dăm asta și stai să programezi acum mașina timpului, da? Cred că aici. Ai adus șaurma? Nu. Mă duc după. Iubii, șaurma e servită. Băi, ce caut? Nu trebuie să stai aici. Ce caut pe casa mea, băi? Băi!
să fie bună, te pasă de bună, de unde spart. Acum mă spart. Ce cauți? Nu știu nimic. Am venit să iau camera de filmat a lui Vicky, că vrem să facem un un videoclip electoral pe care să-l difuzăm în insulă. Oricum nu mă interesezi. Nu mă interesezi că ești un trădător. Nici tu, să știi că vrei să spun ceva. Deja viitorul meu a început să se contureze. Deja am început să am și eu o personalitate. Deja lumea se uită altfel la mine. Petre are grijă de mine. M-a făcut alt om, să știi. Și să nu discutăm, să-mi dai camera, că aia mă interesează pentru videoclip. Suflete, n-am nevoie de părerile tale, clar. Eu să știi că mă descurc și singur. Ai înțeles? Atâta timp cât am chestia asta cu mine, n-am nicio problemă. Și așa mi-ai zis că-ți por ghinion. Vezi de treaba ta. Că mă descurc eu cu comoara singur. Nu trebuie să te uși. Nu te uși, n-are rost. Tu ești ocupat. Ia camera și te rog. Nu, că chiar acum vreau să și plec. Zice... Ce-mi dă mie Petre ăsta în definitiv? Ce-mi dă mie? Ce-mi dă mie? Ce-mi dă mie forsorul ăsta bătrân? Care viitor? Sunt un tâmpit. De ce? Am vreun viitor în insula asta fără viitor? Ce întrebe mie? Când ești prietenul meu? Noi doi am fost împreună tot timpul. Eu cu tine am împărțit și bune și rele și să zic că el ceva de tine, îl bat! Acum mă duc să-l bat! Nu mă cred! Nu! Îl bat! Mă duc să-l bat! Mamă, ce foame mea! Aolea, ce foame mea! Nu! Cât timp o fi trecut? Mai non-stop! Nu, că îl chem, îl chem! Dacă spun că îl chem, îl chem! S-a pus pe buton, ia! Nu mai dau! Unde sunt, mă, micii? Unde sunt micii? Ce lângi, mă, că mai cară tocată la cât spun mi-am luat. Este pentru prima oară când aceste probleme pe care eu vi le spun dumneavoastră este pentru... Te uși la unghii, domnișoară, ce faci? Mi-a tras joc de mine, domnișoară. Eu că nu știu ce zic cu aparatul ăsta. Da, ia zi. Am fost cu toată insula. Da. Am găsit arbore de alul, de cocos. De ce vei, mă, tale, dar zumizatul ăla nu l-am găsit. Păi caută-l! Nu găsești zumizat? Găsel! Zumitat! Zumitat! Ăsta-l caută-l! Du-te după ăsta!